Cele 6 țări care au avut inițiativa creării unei Europe Unite au fost Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, care la 18 aprilie 1951 au semnat tratatul de la Paris, punând bazele Uniunii Europene. La data de 9 mai 1950 s-a făcut primul pas în direcția creării Uniunii Europene de astăzi. La data specificată, la Paris, ministrul de externe francez Robert Schuman a propus crearea unei noi instituții europene supranaționale, însărcinată cu gestionarea industriei cărbunelui și oțelului, sector care, la vremea respectivă, constituia baza întregii puteri militare. Țările la adresa cărora a fost lansat apelul aproape se distruseseră reciproc într-un conflict care a lăsat în urmă pagube materiale imense și un pătrunzător sentiment de dezolare. Propunerea lui Schuman privind crearea unei Europe organizate era indispensabilă menținerii relațiilor de pace. În prezent, ziua de 9 mai a devenit un simbol european, ziua Europei, care, alături de drapel, imn, moto și moneda unică euro, simbolizează entitatea politică a Uniunii Europene. Ziua Europei este, în prezent, o ocazie de a organiza activități și festivități menite să aducă Europa mai aproape de cetățenii săi și să alăture națiunile europene. Dăm cuvântul domnului director al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, profesor Gheorghe Stoian. Bună ziua, doamnă senator, doamnă inspector școlar general, stimați părinți, elevi și profesori. Ca în fiecare an, Liceul Eminescu este credincios tradițiilor sale de a serba cu muzică, cu dans, cu voie bună, cu bucurie, ziua Europei 9 mai. Această zi, în afară de faptul că este ziua Europei, la 9 mai 1950, ministrul de externe al Franței propunea un proiect european Germaniei, principalului adversar din timpul cel de-al doilea război mondial, o rivalitate pe care cele două state o depășeau și puneau astfel bazele Europei Unite de astăzi. 9 mai înseamnă în același timp și declararea independenței de stat a României. Deci avem și un eveniment național extrem de important care a avut loc în această zi, atunci când ministrul de externe Mihail Cogălnicianu declara independența României în Camera Deputaților cu celebrele cuvinte: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Tot 9 mai 1945 însemna finalul celui mai distrugător război din istorie, bineînțeles cel de-al doilea război mondial, război care a adus după sine, din păcate, o Europa în ruine. Era nevoie de un proiect care să aducă împreună popoarele, să aducă pacea, securitatea în lume, astfel că la 9 mai 1950, la 5 ani de la finalul războiului, nu întâmplător această dată a fost aleasă pentru a se demara proiectul european. La 9 mai 1945, toate radiourile din Europa, toate ziarele, titrau pe prima pagină, bineînțeles, anunțau încheierea păcii în Europa. Oamenii se bucurau, sărbătoreau, veneau după 6 ani, aproape 6 ani de război. La acea dată, ca și noi astăzi, oamenii erau plini de speranță, erau bucuroși că au scăpat de un război atât de distrugător, iar mai târziu, peste 5 ani, vă repet, se pun bazele Uniunii Europene de astăzi. Îi dau cuvântul doamnei inspector școlar general, profesor Elena Mihăilescu. Vă mulțumesc, domnule director. Bună ziua, stimați invitați, stimate cadre didactice, stimați părinți, dragi elevi.
Vă felicit pentru modul în care în fiecare an sărbătoriți această zi importantă pentru cetățenii europeni și pentru cetățenii români. Performanța pe care unitatea dumneavoastră de învățământ o demonstrează în fiecare an prin rezultatele pe care absolvenții le obțin la examenele naționale, prin rezultatele pe care elevii le obțin la competițiile școlare, dar și prin faptul că unitatea de învățământ accesează și proiecte cu fonduri europene, creează, iată, premisele unei adevărate școli europene care creează cetățeni europeni responsabili și care cu ușurință se pot integra în spațiul european. Având în vedere că toate aceste condiții sunt îndeplinite, vă adresez îndemnul de a vă înscrie și a participa la competiția pentru obținerea titlului de școală europeană pe care cu siguranță îl meritați pe deplin. Felicitări încă o dată elevilor, cadrelor didactice care au contribuit la desfășurarea acestui eveniment, părinților care sprijină întotdeauna activitățile desfășurate în unitatea de învățământ. Vă urez mult succes pe mai departe și din partea mea, la mulți ani, dragi cetățeni europeni! Îi mulțumim, doamna inspector școlar general. Primăria municipiului Călăraș este reprezentată astăzi de domnul administrator public Valentin Deculescu. Îl invităm să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați invitat și, ca de obicei, primăria este alături de toate manifestările care le fac liceele în municipiul Călăraș. Trebuie să vă spun câteva cuvinte, să tragem câteva concluzii despre această zi europeană. Trebuie să ne dăm seama cu toții că Comunitatea Europeană a apărut ca o necesitate. A apărut ca o necesitate de a ne apăra libertatea, de a ne apăra independența pe care am obținut-o tot la 9 mai, ca o necesitate de a apăra drepturile noastre, dreptul la vot, dreptul de pluripartitism și dreptul de a avea o justiție corectă și pentru toți egală. Trebuie să știți un lucru, dragi elevi, că aceste lucruri au fost obținute de cei dinaintea noastră cu eforturi, iar noi trebuie să ne facem datoria să le apărăm. Puteți să le apărați și voi în continuare instruindu-vă și știm că acest liceu este unul de elită din Călăraș și mulțumim cadrelor didactice, părinților și vouă pentru modul în care vă instruiți. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat în mijlocul noastră și sper să apărați în continuare valorile comunității europene prin eforturile pe care le veți face. Vă mulțumim și toate la mulți ani! Îi mulțumim și noi domnului Deculescu. Înainte de a ceda microfonul, dați-mi voie la rândul meu să mulțumesc colegilor mei, profesorii, să mulțumesc elevilor și părinților, cei care ne-au sprijinit, cei care s-au dedicat trup și suflet pentru realizarea acestei activități. Vă mulțumesc! Bună ziua! Fiindcă aproape se simte miros de vacanță, elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu s-au gândit să vă introducă într-o atmosferă de distracție. În acest scop, am pregătit un spectacol pentru sărbătorirea Zilei Europei sub forma unei călătorii virtuale prin bătrâna Europa.
oaspeți, stimați profesori, dragi colegi! În numele echipei de ambasadori ai Parlamentului European, vă urez un călduros bun venit la festivitatea de celebrare a Zilei Europei. Ziua de astăzi are o dublă conotație istorică pentru noi, bazându-se pe două declarații istorice. În primul rând, ca români, ne amintim discursul de la 9 mai 1877, în care Mihail Cogălnicianu proclama în fața membrilor Adunării Naționale că, din moment ce țara era în război cu fostul suzeran, Imperiul Otoman, România devenea independentă. O zi mai târziu, Adunarea Națională a adoptat și regele Carol I a semnat Declarația de Independență a Principatelor Române. În al doilea rând, ca europeni, să rememorăm declarația lui Robert Schuman, ministru de externe al Franței, de pe data de 9 mai 1950. Aceasta a rămas înscrisă în istorie drept primul pas către Europa Unită, de care ne bucurăm astăzi. România de astăzi, România europeană și liberă pe care o cunoaștem, nu ar fi existat niciodată fără sacrificiile generațiilor anterioare. Construcția unei Europe Unite, fondată pe valori, drepturi și libertăți comune, este una dintre cele mai puternice idei politice care au fost formulate până acum. 500 de milioane de cetățeni europeni duc o viață mai bună și beneficiază de multiplele avantaje pe care Uniunea le oferă. Creatorii proiectului european au imaginat un spațiu durabil de solidaritate, respect reciproc și cooperare, din care de 12 ani facem și noi parte și pe care este datoria noastră ca stat membru să îl apărăm. Pentru că, după cum a spus Schuman, pacea nu poate fi asigurată fără eforturi creatoare proporționale cu pericolele care o amenință. Într-o perioadă în care populismul și naționalismul au revenit pe scena politică, alimentând ură și dezbinare, o Europa unită și puternică este mai necesară ca oricând. Ziua de 9 mai nu are doar scopul de a celebra realizările comune de până acum, ci și de a ne reaminti că pacea și securitatea pe care prea des le luăm de la sine înțelese sunt garanții cu greu obținute și pe care le putem pierde dacă nu le protejăm cum se cuvine. În final, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au ajutat ca viziunea noastră pentru acest eveniment să devină realitate. Doamnei director, corpului profesoral și îndeosebi doamnelor profesoare coordonatoare de proiect, dar și tuturor elevilor care au pregătit momentele artistice de care ne vom bucura. Vă mulțumesc! Bine să fim aici în fața dumneavoastră să prezentăm acest eveniment minunat. În primul rând am dorit să mulțumim cadrelor didactice, elevilor, dar și invitaților noștri de astăzi, dar și de asemenea grădiniței Pâslea pentru prezența lor la acest eveniment minunat.
Pentru noi, nouă mai înseamnă, în primul rând, proclamarea independenței de stat a României. Astfel, în anul 1877, în plenul Parlamentului, Mihail Coganiceanu, ministru de externe, declară rupte legăturile de dependență față de Imperiul Otoman. Discursul lui Coganiceanu, rostit cu acest prilej, a produs o vie emoție. Suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. Ulterior, pe câmpul de luptă din Balcani, soldații români au câștigat prin jertfă neatânarea la Plevna, Grivița și Opanez. Din tunurile capturate la Plevna, Carol I, comandantul frontului româno-rus, la 1877-1878, va hotărâ să fie confecționată coroana primului rege al României, independente. Atacul, înțelegem iată, să rememorăm și noi acest eveniment de importanță crucială pentru istoria noastră. România este una dintre cele mai frumoase și misterioase țări europene. Este povestea despre oameni simpli, dar demni. Despre locuri ce revarsă în inimile noastre avalanșe de fericire. Despre cozonaci cum numai bunicile noastre știu să coacă. Despre poveștile și din copilărie și bucurile de atunci. Despre ceea ce ne face pe fiecare dintre noi să fim mândri că suntem români. În următoarele momente, invit elevii clasei a 11-a C să susțină două momente artistice specific românești.